Vă salut cu drag! Cu această ocazie aș vrea să vă arăt felul în care pregătesc legumele și rădăcinoasele, cum le usuc, le deshidratez pentru a le păstra pe termen mai lung și a le transforma ulterior în vegeta naturală de casă. Am aici o tăviță pregătită deja cu morcov, este mărunțit în robot. Se poate mărunți în robot sau se poate da pe răzătoarea cea mică, chiar și pe cea mare, tăiat fâșii, ideea este să fie mărunțit în funcție de căldura pe care o avem atunci când îl uscăm. Aici am țelină, de asemenea se poate usca rădăcină de pătrunjel, păstârnac, putem usca și ardei. Eu de data aceasta am doar morcov, țelină și ceapă. Pe fiecare le voi usca separat pentru că necesită timp diferit de deshidratare. Morcovul, spre exemplu, e mai suculent și nu se încadrează în timp cu țelina. Țelina se va usca mai repede. Cu ceapa, cum procedez? Pentru că lăsată în aer liber devine toxică, nu o voi pune la fel ca pe celelalte. Ceapa am pus-o la cuptor, este deja pusă puțin la cuptor, la maxim 100 de grade și am lăsat aproximativ o oră. Dacă nu aveți un cuptor la care să puteți regla temperatura, atunci ați putea pune în cuptor după ce ați copt ceva, în cuptorul care deja s-a mai răcit puțin, nu e atât de fierbinte, ca să nu o prăjim. Ea acum este deja moale, deshidratată parțial și o voi lăsa lângă o sursă de căldură. În cazul meu o să o pun aproape de sobă și se va usca. Va rămâne albă, frumoasă, dacă temperatura este moderată. Dacă temperatura este un pic mai mare, se mai schimbă culoarea, așa ca în cazul meu. Aici am avut din mai multe serii făcută și la temperatură mai mare și mai mică. Ideea este să se usuce bine. Dacă e foarte bine uscată, atât ceapa cât și celelalte rădăcinoase, se vor putea păstra în borcane destul de bine. Dacă borcanele nu sunt complet uscate sau vasele cu care lucrăm, automat se prelungește timpul de uscare. Însă atunci când le depozităm, va trebui borcanul să fie bine uscat și depozitat într-un loc foarte uscat. Ce mai putem face? Deci le punem undeva în apropiere de o sursă de căldură, nu direct pe sobă. Dacă, spre exemplu, aveți o sobă, un calorifer care nu e foarte încins, atunci merge pusă și direct pe sursa de căldură. Dar dacă este foarte încinsă, undeva în imediata apropiere a acesteia. Aici am un borcan în care sunt adăugate și condimente, plante verzi. Le putem amesteca la final, în proporția în care dorim. Automat vom pune ceapă mai puțină, morcov mai mult sau în măsura în care știm că folosim la mâncare. Le putem amesteca și păstra în borcanele, unde putem adăuga și ierburile preferate. Dacă știm că îl facem pentru o ciorbiță, punem leuștean și ce mai punem la ciorbă. Dacă știm că îl vrem pentru un sos, punem în funcție de ce vrem să facem cu acel condiment, cu acea vegeta. În felul acesta se poate usca, este un mod simplu, nu este ceva complicat. Se poate usca și la soare, așa cum am spus, fâșiuțe subțiri sau cum le puteți pregăti. Dacă le faceți mărunțele, va trebui să fie pe hârtie albă. Dacă le faceți fâșii mai mari, atunci merg direct pe plase, pe o sită ceva. Așa se usucă. Este un mod natural și sănătos de a ne pregăti vegeta. O putem folosi cu încredere. Într-adevăr, găsim și în magazine vegeta naturală, însă este foarte scumpă. Iar cea care este mai accesibilă ca și preț nu este sănătoasă. Așa cum știm, are adăugate și conservanți și monoglutamat de sodiu, deci bine ar fi să evităm. Așa fac eu vegeta, așa cum am spus, ceapa o voi duce la căldură, așa cum le-am dus, cum le duc și pe celelalte, dar nu înainte de a o pune la cuptor, ca să evităm să devină toxică. Atât despre vegeta, vă doresc spor la gătit, spor la cultivat legume sănătoase și multă sănătate!